Bună seara, mister. Bună felicitări. Seara. Cum vă simțiți după acest joc? Ma sono molto contento, al di là della vittoria che era la cosa più importante. Abbiamo fatto una, secondo me, la miglior partita da quando sono qua. Ma parlavo prima con i miei dirigenti e avevo visto ieri un allenamento, veramente un grande allenamento. E molte volte quando vedi grande allenamento, poi infatti poi siamo andati sotto 1-0 e ho avuto un po' di però, vedevo che la squadra era in partita, voleva vincere, quindi veramente grandi complimenti alla squadra, ha fatto veramente la partita che avevamo preparato. Sunt foarte mulțumit pe lângă această victorie. Eu consider că am făcut cel mai bun meci de când sunt eu aici. Vorbeam chiar acum cu staful meu și le spuneam că am văzut ieri un antrenament foarte bun și de multe ori când faci asta se întâmplă să îți iasă. Vedeam că echipa, chiar dacă era 1-0, era condusă, era în meci, era prezentă, își dorea foarte mult. Îi felicit pentru că au făcut un meci foarte bun. Pot să spun că au făcut exact ceea ce am pregătit. Ați schimbat și foarte inspirat la pauză. No, mi dispiace per Jeff che aveva fatto anche una buona partita, ma volevo magari un po' più di forza, un po' più di meno tecnica, lui è più bravo a giocare di me, però siamo stati bravi, fortunati, ma credo che insomma Carlo ha fatto due gol bellissimi, due belle azioni, ne ha fatti tre perché il gol che hanno fatto loro lo ha regalato lui, però al di là delle battute, al di là dei cambi, credo che la squadra, tutti volevano vincere questa partita e tutti insieme ci siamo riusciti. Îmi pare rău, sincer, pentru Hefte, pentru că consider că și el a făcut un meci bun, însă ne doream puțin mai multă forță, mai puțină tehnică, să spunem așa. Cred că Carlo a reușit două goluri foarte, foarte bune și golul 3 a fost, să spunem, tot al lui, pentru că le-a făcut cadou celor de la Farul. Însă astăzi, toți împreună, am reușit și am avut voință să câștigăm. La unul dintre goluri am numărat cel puțin 8 pase consecutive, 8 sau chiar 9. Ați lucrat special lucrul acesta la antrenament? Mici din prima de vier, din prima în viteză, cu un pressing avansat? Sì, oggi avevamo preparato questa partita, volevamo essere più aggressivi, volevamo avere un predominio con la palla anche da dietro, con i tre difensori. E abbiamo fatto tante buone azioni anche prima di gol, ripeto, al di là di tutto l'abbiamo preparata bene questa partita, è stata preparata ed è stata giocata come l'avevamo preparata, quindi credo che per un allenatore è bello vedere questo e i giocatori si divertono anche a giocare, a passare tanti passaggi, c'è tanti giocatori attaccano, quindi bene, bene così. Astăzi așa am pregătit meciul, ne doream să fim mai agresivi, să avem mai agresivi, să avem mai mult mingea, chiar și în ceea ce privește apărătorii. Am făcut multe acțiuni bune chiar și înainte de gol. Cred că astăzi am pregătit și am jucat așa cum am pregătit meciul. Pentru antrenori e frumos să vezi că jucătorii se bucură să joace, să paseze și să atace toți împreună. Ați avut mai multe posibilități să vă apropiați de FCSB. Ei bine, ați reușit să veniți acum la un punct în spate. Cum vedeți cursa asta până la final? Siamo contenti perché abbiamo avuto altre occasioni, non siamo mai riusciti a sfruttarle. Ma al di là di un punto è ancora molto lungo il campionato e adesso giovedì abbiamo derby, altra partita difficile, però ripeto, siamo contenti perché abbiamo vinto con una squadra, con Farouk, è una squadra che ha qualche problema tecnico, che mancano giocatori, però è una squadra importante e abbiamo vinto contro una squadra importante, non c'era ancora riuscito e oggi ce l'abbiamo fatta. Suntem mulțumiți pentru că am avut multe ocazii să ne apropiem de locul întâi și nu am profitat până acum. E doar un punct diferență, dar campionatul încă este foarte lung în față. Joi ne așteaptă un alt meci dificil, derbiul orașului. Suntem mulțumiți că am reușit să învingem Farul, o echipă care, deși avea câteva absențe, e o echipă importantă. Mai revin cu schimbarea pe care ați făcut-o la pauză, cu Hefte. El a ieșit destul de supărat și la pauza meciului a plecat de la stadion. Știți de ce? Sau no, v-a spus? Ați aflat ce s-a întâmplat? Non so questo, non so se lui è andato via prima o meno, io adesso non so, non credo, però
Al di là di quello, ripeto, Jeff è un ragazzo molto sensibile, voleva fare bene, ha avuto un paio di occasioni primo tempo, ma io volevo magari un po' più fisicità e ho cambiato. Forse il giocatore ci è rimasto male, ci può stare, ma è più importante la squadra e la squadra ha vinto e quello che conta è solo quello, il valore della squadra e il risultato della squadra. Nu știu sincer asta, nu cred, dar totuși pe lângă asta el e un băiat sensibil și știu că își dorea foarte mult să marcheze. Chiar a avut câteva ocazii în prima repriză, dar așa cum v-am spus, voiam în partea a doua să fim mai bine fizic și atunci am schimbat. Cel mai important lucru este în momentul acesta echipa și faptul că am câștigat. Mulțumim!